Clipe de panică pentru locatarii unui bloc din zona Patibar. Aceștia au fost evacuați din apartamente de către pompieri din cauza fumului care venea de pe acoperișul blocului. Dezorientați, oamenii nu știau de ce au fost scoși din case. Ce s-a întâmplat? Nu știu nimic, noi suntem la 3. Și de ce ați fost dat afară? Păi mi-a zis băiatul să ieșim cu fata afară. Dar nu știi ce se întâmplă? Nu știu eu că eu vin de la servici, de nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Au spus pompieri. Păi s-a urcat sus acolo pe bloc, nu știu. Deci eu vin de la serviciu, uitați-mă cum sunt. M-a anunțat să vin, dar la mine în cameră nu e nimic în apartament. Sus pe bloc. Nu au trecut mai mult de 25 de minute de la primirea apelului la 112 și pompierii au lichidat focul care cuprinsese o parte din acoperiș. În această după-amiază, la ora 13:44 de minute, dispeceratul inspectoratului a fost anunțat că în municipiul Giurgiu s-a produs un incendiu la un bloc situat pe șoseaua București. La fața locului s-au deplasat de la detașamentul de pompieri Giurgiu, o auto specială de lucru cu apă și spumă, o auto specială de descarcerare și o ambulanță SMURT. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost folosirea unei lămpi cu gaz. Se efectuau lucrări de izolație la acoperișul blocului, iar muncitorii au lăsat locul de muncă nesupravegheat.